domnule Oancea, astăzi o victorie cu 3-2 la Dalia Sport Daia Română în Cupa României. V-ați calificat în sferturile de final ale competiției. Cum a fost jocul? Exact cum ne așteptam, un meci greu, cu o echipă bună, dar dacă nu ratăm atât de mult, avem toate șansele de a câștiga toate jocurile. Păcate, aici am suferit în prima parte a campionatului, am ratat destul de mult, am jucat bine, nu am marcat goluri și de-aia nu avem destule puncte, cât ne-ar trebui nou. Astăzi ați încheiat anul calendaristic. Da. Cum credeți, din punctul nostru de vedere, cum caracterizați parcursul echipei? Ca joc, cred că am jucat cel mai bine din Liga 4, părerea mea. Toate echipele cu care am jucat, în afară de jocul care l-am jucat la Spicul Daia Română, în care nu am jucat ceea ce trebuie să jucăm, acolo având o problemă, am avut 9 jucători sub 20 de ani la acel joc. De astfel, la fiecare joc noi avem câte 7 jucători sub 20 de ani titulari. Ca și evoluție bună, dar v-am spus, avem probleme în ceea ce privește finalizarea, ratăm foarte mult. Care vi s-a părut cel mai greu meci din... Cu Piano acasă, cel mai greu meci. Da, cel mai greu meci. O echipă care joacă fotbal, o echipă preocupată de faza de atac, o echipă bună. Da. Ați început să vă faceți planurile pentru retura acestui campionat? Deocamdată nu. Probabil că în zilele următoare va fi o discuție pe această temă. Mulțumesc mult și sărbători fericite! Și dumneavoastră la fel, sărbători fericite!